Hai. Gata. Așadar, domn profesor, o spune o concluzie după două jocuri. Da, normal că șansele la momentul acesta sunt de partea echipei din Târgoviște, având în vedere că am pierdut un meci la Bacău din două. Acolo trebuie să ne luptăm mult mai tare ca în meciul al doilea de astăzi. Am făcut și astăzi multe greșeli în meciul al doilea. Asta e viața. Mergem înainte. Dacă nu, o să jucăm locul 3-4, asta e. Ce n-a mers față de ieri? Sau să spunem ce a fost cel mai supărător în jocul nostru? Da, preluarea din serviciu. Categorie, preluarea din serviciu n-a mers. Categorie. Și ele au servit foarte bine. Asta este o altă realitate față de ieri. Ele au servit foarte bine. Și astăzi eu n-am reușit să preiau la fel ca ieri, măcar. Asta este. În afară de serviciu, credeți că au mai schimbat ceva în bine adversarele? Da, de exemplu, față de ieri au jucat mai mult centru astăzi. Au jucat mai mult ca meciul de ieri și cel puțin cu Rucker ne-au omorât pe centru cu ea. Asta e realitatea. Este antrenor foarte bun, eu am și spus și dacă vă ați aminte declarația mea, în care am spus că nu că mi-este teamă, dar Târgoviște este o echipă echilibrată, este o echipă bună. Și s-a arătat astăzi, nu meciul de ieri. Astăzi s-a arătat adevărata valoare a echipei din Târgoviște și pe fondul meciului nostru mai puțin bun. N-ați reușit să le conectați sau? E posibil și asta. E posibil și asta. Nu, eu nu mă exclud din această ecuație, normal. Și eu fac parte alături de el. Va fi greu la Târgoviște, foarte greu. Cred că aici am jucat calificarea, dar asta este. Părerea mea.